dacă are Ilie calități de zicător, Chipciu ar fi o soluție pentru funda stângă, la națională? Exclusivitate. O să nu. De ce? Am văzut Chipciu jucând în meciul ăsta, fiind un... Eu, după părerea mea, dacă niciun n-ar fi apărat cele trei penalturi, Chipciu era jucătorul meciului. Și ar putea fi o soluție pentru funda stângă? Întreba selecționerul. Cum să nu? Păi, de ce nu? Adică ție îți place? L-ai vedea acolo? Mie îmi place, dar nu contează părerea mea. Mie îmi place foarte mult. Dar ce avem? Că noi trebuie să jucăm cu Elveția. De ce vrei să mă pui în situația să spună că eu influențez selecția? Nu influențez. Ești director tehnic. Edi, nu. Director tehnic sunt în momentul în care Edi vine și îmi spune, uite, cam asta este... Dar se pare interesant Chipciu pe stânga, nu? Foarte interesant. Nea Mihai, credeți că ar fi inspirată strategia lui Iordănescu să se bazeze pe un nucleu de jucători de la Farul Constanța în momentul de față? Mergând pe omogenitate, pe tinerețe, pe moralul lor, că și asta este foarte important. Proaspeți câștigători ai campionat. În partea cealaltă e dezamăgire mare. Deja are un nucleu de jucători. Nu, care să-i la echipa mare și să-i și vedem pe teren. Voi omiteți un nume. Să-i vedem pe teren. Eu nu l-aș omite. Eu nu am vreau să fac eu. Băluță, voi ați văzut cum joacă Băluță. Dar el se subînțelege. Băluță, e titular. Băluță. Dacă n-ai Răzvan Marin, Băluță e titular. Pe asta spunea Mihai, eu nu pot să spun cine e titular. Dar îți place Băluță? Băluță are calități de titular. Clar. Ce mai vreți să vă spun altceva? Mie îmi place foarte mult. Și nu numai el. Hai, că ai făcut jumătate din echipă lui Edi. Mă auzi, mă, Băluță, calități de titular. Chipciu bun. Chipciu pe stânga, mai înțeles? Mă, mai avem. Mai, auzi, mai avem un pic și luăm și pe Chichi, care e din Naționala Beninului. Părerea mea este, eu vă spun părerea mea, dacă Marin fiind accidentat, eu zic că sunt șanse 90% ca Băluță să fie titular. Cu nu, Băluță va fi titular. Eu zic și cu meciul cu Elveția. Noi nu ar trebui să ne... Eu vorbesc de grup. Cine trebuie să fie acolo? Crem de la crem. E, ăștia sunt jucători care eu zic că sunt crem de la crem pe pozițiile lor la ora actuală în România. Și ce vreți să vă mai zic? Cred că părerea mea. Cred că mult mai important, că văd că deja începe să creeze așa un aer cu meciul ăsta cu Elveția. Noi nu ne batem cu Elveția în grupa asta. Nu avem. Noi trebuie să fim siguri de locul 2 să batem Kosovo. Bun. Mai terminați-vă că Elveția ne... Stai, Elveția ne bate și dacă te prezinți Robert, cu... cronologic. Pe 16, uite, scrie acolo, este cu... Opa, stai, sigur e așa. Wow. Ai deraiat iar? Am deraiat, da. Eu, nu, lanțul. Rog colegii să verifice, eu așa știam că primul e cel cu Elveția. În fine. Da, schimbă radical datele problemei. Schimbă radical. Deci noi dacă am bătut în Kosovo, într-adevăr... Și venim cu al moral cu Elveția. Nu te acolo interesează ce s-o putea? Ce o fi, o fi, e cadou. Am crezut că sunt timp. Nu. Meciul cel mai important, dacă ar fi fost invers, o înfrângere în Elveția 2-3-0 perfect plauzibilă, ar fi creat un curent în 3 zile între meciuri, uitați-vă, dacă primul, deci înseamnă că documentarea mea a suferit și cel. Da, e bine că dacă batem pe Kosovo, dacă batem în Kosovo. Deci dacă primul meci este în Kosovo și noi îl câștigăm, ești calificat mare proporție. Să nu mai facem alți pași greșiți pe undeva, de exemplu, să nu ne bată la toamnă Kosovo înapoi acasă. Da, exact.